Premierul Nicolae Ciucă a avut la Palatul Victoria o întâlnire cu editori, bibliotecari și personalități culturale. Discuțiile au vizat dificultățile cărții românești sau editată în limba română de a ajunge la public, dar și propuneri de soluții prin care lectura să fie încurajată, mai ales în rândul copiilor și al tinerilor. Premierul Nicolae Ciucă a menționat că a răspuns cu multă deschidere propunerii Asociației Editorilor de promovare editurilor, cărților, autorilor români și a scrierilor în limba română cu precădere către elevi. Așa cum există programe de tip Cornul și Laptele, premierul a propus programul O carte pe an pentru fiecare elev. Programul va beneficia de susținerea Asociației Editorilor. Vom susține achiziția de carte românească și editată în limba română pentru bibliotecile publice din România, prin alocarea unui buget adecvat în acest sens. Și nu în ultimul rând vom promova cartea printr-o campanie publică, ce va încuraja și susține lectura cărților de autori români și în limba română, cititul literaturii clasice și contemporane românești, a precizat Nicolae Ciucă.